Conte Spune, Regione Campania, Ieste Pussa in categoria Galben, risponde De Luca, Calassat in Chis Scuole. Covid, numeri de ieri, 34.500 de nou casuri, 45 de decessi. Duar Lombardia propria de 9.000 de nou positivi, percentuale este a proprie de 22%, asta chiari e ce va de forte preoccupante. Vorbim și de economia, pentru că Comunitatea Europeană a spus că estimare la PIL din economia din Italia nu va reveni la nivelul pre-pandemic în 2022. În 2020 este minus 10%, încetinește recuperare. În 2021 apropie de 4%. Ce s-a întâmplat? Foarte mult uomini scrie pe net, regiuni închisi și portul deschis, migranti invadesc Sicilia. Asta este clar un problema. Hotspot complet in Lampedusa, sindacatul polizia trage allarme. Ce care trece prin Africa continua sa sosiasca. Italiani sono superati, închisa casa și fara prospettive pentru viitor, dar ministro Conte a spus, angajamentul majoritate de governo pana la 2023, s-au închis de fapt și vrea să sta acolo pana la 2023. Și dacă italiani suferă foarte mult momentul asta. Zingaretti esiste un salt de calitate, nu se știe unde, dar Zingaretti a spus că esiste. Crimi de la Movimento 5 Stelle a spus summit profitabil. Renzi, dacă sunt trandafir, vor fi in flori. Chiar, governo asta non se legge, viazza reale dei italiani, non se legge in care situazione sunt pus italiani.